Bine ați venit la Muzeul Kimbrish Ilișești. De data aceasta vreau să vă prezint o hartă. Această hartă este a comunicii Preampurumbescu, care cuprindea satele Ilișești, Brașca, Bălăceana și de aici lipsește Stupca sau Preampurumbescu. A fost realizată manual în anul 1973 cu scopul de restructurare a localităților rurale, adică prin această hartă se stabilește centrul satului. Având în vedere că în comuna noastră s-a depistat că satul Brașca nu este sub nicio formă de acord cu această restructurare, și pentru a preveni o revoltă populară, s-a amânat acest proiect încă 2 ani. Și în anul 1975 se realizează din nou această hartă în care se lasă totuși și satul Brașca, porțiunea albă. Era condamnat la desființare satul Brașca complet, iar în aceste localități, Ilișești, Brașca și Bălăceana, era prevăzut să rămână doar centrul satului, adică porțiunea albă, care se observă aici, era perimetru, cum se numea atunci, construibil al satului. Doar într-acest perimetru construibil era posibil să construiești sau să faci reparații la case și anexe. Dincolo de acest perimetru construibil, nu aveai voie să faci absolut nimic, nu era permis să te racordezi la curentul electric și nici măcar reparații la case și anexe. Se mai făceau ele și acestea, dar cu perdea. Satul Brașca a scăpat de desființarea lui, era programat la o demolare completă și s-a stabilit și pentru satul Brașca această porțiune din centrul satului. Vă mulțumesc că ați urmărit această hartă, acest videoclip. Vă rugăm să apăsați clopoțelul și să reveniți pentru următoarele materiale.